Turneul internațional Duelul Viorilor la runda a 5-a. Combatanți, violoniștii Liviu Prunaru și Gabriel Croitoru. Arme, Viorile Stradivarius versus Guarnierii. Arbitru, pianistul Horia Mihail. Un program atractiv pe scenele din România și Republica Moldova. 23 septembrie, Galați, Teatrul Muzical. 24 septembrie, Roman, Casa de Cultură. Un proiect Radio România. Organizator, Centrul Cultural Media. Coproducători, Radio România Cultural și TVR2. Transportator oficial, Dacia. Sponsori, JTI, Sense, Zamfirescu Racoții and Partners. Parteneri, CreArt, Muzeul Național George Enescu, Institutul Cultural Român. Votează discul de muzică clasică al anului 2015. Numai la Radio România Muzical puteți asculta și da note celor mai noi discuri de muzică clasică ale momentului. Aveți la dispoziție atât audiția la radio, cât și posibilitatea de a asculta oricând discurile intrate în concurs pe site-ul campaniei de pe pagina romaniamuzical.ro. În plus, aveți acces la arhive audio și video, comentarii ale realizatorilor și posibilitatea de a vă posta propriile opinii. Votează discul de muzică clasică al anului 2015 pe pagina romaniamuzical.ro. Aveți o lucrare preferată? Doriți să împărtășiți și altora din preferințele dumneavoastră muzicale? La Radio România Muzical este ora melomanului în fiecare luni de la ora 20. Completați formularul postat pe site-ul romaniamuzical.ro sau sunați la numărul de telefon 021-303-1845 cu tarif normal, iar preferința dumneavoastră muzicală va deveni subiect al emisiunii realizate în fiecare luni de Simona Dumitriu. Ora melomanului, o emisiune cu arhivă audio online la romaniamuzical.ro. Interviurile Radio România Muzical. Găsit. Sunt Cristina Comandașu și în această seară i-am alături de mine în studioul Radio România Muzical pe violonistul Răzvan Stoica și pe pianista Andreea Stoica. Bună seara! Bună seara! Suntem în direct la Radio România Muzical, dar și în direct audio-video pe site-ul romaniamuzical.ro. Pe site aveți acces la modul cum se realizează efectiv o emisiune. Camera captează inclusiv dialogul nostru de aici din cabina, atunci când la radio se aude muzică. Ultima dată i-am avut invitați pe Răzvan și Andreea Stoica, cei doi frați care formează Duo Stoica, în octombrie 2013, imediat după ce Răzvan cucerise unicul premiu al concursului New Talent de la Bratislava, derulat sub egida Uniunii Europene de Radio. Acum ei au venit pentru a ne spune mai multe despre cel mai nou disc pe care îl semnează, A Journey into Classical, primul lor disc apărut la Universal Music România, pe care l-am inclus și în campania Votează discul de muzică clasică al anului 2015, derulată pe site-ul nostru, romaniamuzical.ro. Și pentru că vorbim despre un disc, iată că Răzvan și Andreea au adus cu ei două exemplare din albumul A Journey into Classical, pe care doresc să le ofere cu autograf ascultătorilor noștri. Așa că vă invit să intrați pe Facebook, pe wall-ul Radio România Muzical și să transmiteți în următoarele 40 de minute mesaje către invitații mei de astăzi. Autorii celor mai interesante mesaje vor primi acest CD cu autograf. Vom fi în direct cu Răzvan și Andreea Stoica până la ora 19:45. Ultimele 45 de minute ale emisiunii le-am rezervat audiției concertului pentru vioară și orchestră de Beethoven, interpretat în debutul stagiunii trecute de Răzvan Stoica în compania orchestrei de cameră radio dirijată de Gerd Schaller. Acum, Răzvan, ce înseamnă A Journey into Classical și de ce este important pentru voi acest album? Acest album este cu adevărat important, dat fiind faptul că am dorit foarte mult să pun pe un CD toate lucrările care mi-au fost mie, să spun așa, cele mai dragi din copilărie și în ascensiunea mea ca și violonist. Au fost piese inițial, original, făcute pentru vioară și pian și astfel pe acest disc sunt puse într-un aranjament pentru orchestră de cors și vioară. Și aranjamente, parte dintre ele care îți aparțin, trebuie să spunem. Îmi aparțin, într-adevăr. Am dorit foarte mult să le aud cu orchestră, am dorit foarte mult să le înregistrez cu orchestră și iată că acest vis, să spun așa, s-a îndeplinit. Și cu atât mai mult cu cât acest idee a fost făcut cu Camerata Stradivarius, ansamblul pe care l-am înființat în Olanda, în urmă cu 4 ani de zile.
și cum am spus, este o incursiune, să spun așa, în lumea clasică. Am înțeles. În bucletul acestui CD găsim o poveste foarte frumoasă și foarte romantică, spune eu, așa, și cum este și spiritul pieselor de altfel de pe acest CD, legată de nașterea ideii Journey into Classical. Aș vrea să ne dai tu mai multe detalii. Într-adevăr, ne întoarcem un pic în timp. În Olanda, chiar la începuturile noastre, ca și duo, eram chiar împreună cu sora mea, cu Andreea Stoica, am avut un recital într-o sală de concerte din Olanda, un recital cu sala plină. Am avut succes cu acel concert, oamenii au aplaudat la finalul acestui concert, au fost foarte, foarte bucuroși de repertoriul pe care l-am cântat, de felul cum am interpretat în acea zi. Însă, la finalul concertului, când toată lumea a plecat, a venit o doamnă care, din păcate, chiar nu a ajuns la acest concert. Doamna respectivă avea un handicap locomotor, nu putea să meargă, era într-un scaun cu rotile. Și ne-a spus că îi pare foarte rău, dar nu a putut ajunge la concert și, deși și-a luat foarte mult timp pentru a ajunge, nu a ajuns la acest concert. În momentul în care m-am decis împreună cu Andreea să repetăm concertul numai pentru doamna respectivă. A fost profund impresionată, am repetat prima parte a recitalului exact cum a fost el gândit. La finalul acestui concert, doamna respectivă ne-a mulțumit, avea ochii lacrimi, și ne-a spus că a fost călătoria vieții ei. Și de aici și această idee de Journey into Classical. Da, o idee foarte frumoasă și un CD care se deschide cu o fantezie semnată de Răzvan Stoica pe tema capriciului numărul 24 de Niccolò Paganini. Thank you.
aceasta a fost o fantezie în aranjamentul lui Răzvan Stoica pe tema capriciului numărul 24 de Niccolò Paganini, un extras de pe albumul A Journey into Classical, despre care vorbim astăzi cu Răzvan Stoica și Andreea Stoica, live la Radio România Muzical. Ne ascultați live la radio, dar ne și puteți vedea pe site-ul romaniamuzical.ro. Așteptăm mesajele dumneavoastră pe contul de Facebook al Radio România Muzical, pentru că cele mai frumoase vor fi premiate cu două discuri, A Journey into Classical, cu autograful autorilor. Stăteam și mă uitam la fețele voastre în timp ce ascultam această piesă și mă gândeam ce este în sufletul unui interpret care își reascultă interpretările. Fețele voastre nu spuneau foarte multe. Mă gândesc că interpretările, înregistrările au fost realizate în 2014, a trecut un an. Cum vedeți voi acum aceste înregistrări? Andreea! Este destul de diferit, având în vedere că a trecut destul de mult timp. Dar este, de fiecare dată e o noutate pentru noi să ascultăm înregistrările pe care noi le-am făcut. Este un sentiment minunat să vezi că de fiecare dată ceea ce simți se exprimă prin sunete și de fiecare dată este diferit. Niciodată nu e la fel, deși aceeași partitură, de fapt, fiind aceeași partitură, ar trebui să fie, să nu fie foarte diversificată, dar sentimentul pe care l-ai în momentul în care cânti este de fiecare dată altul. Și din cauza asta, momentul în care se întâmplă să auzi, și chiar și la radio, înainte să venim la emisiune, am ascultat una din piesele de pe album și a fost ceva absolut unic. Să le poți asculta altfel decât știi cum le-ai realizat, altfel decât... E altceva după o perioadă de timp piesele să... Pentru că imediat cum le-ai înregistrat, există acel suflu al artistului care lucrează la acea piesă. După o perioadă de timp încep cu adevărat să asculți piesa un pic din afară și atunci chiar începe să-ți și placă mai mult. Dar, nu, întreabă, mă gândeam, chiar acum câteva minute, mă gândeam când ascultam această piesă de Paganini, de unde a venit ideea acestui capriciu, acestei fantezii. Cu mult timp în urmă ni s-a cerut să cântăm o piesă de Paganini la o televiziune. Și nu am putut alege niciuna. Din toate pentru că sunt capricii care îmi plac, sunt piese care îmi plac foarte mult, capriciul 24, concertul 1. Și atunci am ținut foarte mult să am un calup din aceste lucrări pe o temă de Niccolò Paganini și a rămas tema capriciului 24. Și chiar sunt foarte bucuros că este prima piesă pe acest CD. Am înțeles. Deci, practic, este și un fel de debut al tău în rol de compozitor, aranjor? Compozitor încă nu cred că pot să-l numesc. Să spun, dar am aranjat într-un fel această piesă ca să îmi placă mie și să pot acoperi cât mai mult din repertoriul paganinian într-o piesă de 6 minute. Dar totuși este un debut, cred, al tău împreună cu Camerata Stradivarius pe un disc. Aș vrea să ne spui mai mult. Ce înseamnă Camerata Stradivarius? Într-adevăr, este un debut pe CD cu Camerata Stradivarius. Camerata a fost înființată, cum am spus, în urmă cu 4 ani în Olanda, dar ideea Camerata a venit după ce am câștigat prima oară premiul Stradivarius, de a putea cânta pe Ioana Stradivarius în 1789. Tu ai câștigat de două ori. De două ori, exact. Înseamnă posibilitatea ta de a cânta pe acest instrument din anul 1729 și de fiecare dată ai avut câți contracandidați? Prima oară am avut 182, a doua oară au fost 120. Nu înțeles. Deci au fost deja aceste puțin. Cifre spun totul, nu? Dar fost singurul care a obținut Iara, deci deja spune totul. Este o mare plăcere să pot cânta pe acest instrument. Dar cum spuneam, imediat după câștigarea acestui premiu, organizatorii concursului mi-au propus să țin un concert cu ansamblul meu. Eu nu aveam niciun ansamblu la momentul respectiv. Am sunat câțiva prieteni din Austria, câțiva prieteni din Germania, care ni s-au alăturat și am făcut acest concert sub denumirea Ansamblu Stradivarius. Ulterior, după acest concert, au urmat 4 sau 5 angajamente la o săptămână distanță. Și atunci m-am gândit, dar eu cunosc foarte mulți muzicieni în Olanda, foarte buni, de ce să nu fac eu un ansamblu în Olanda? Și astfel s-a născut acest proiect, Camerata Stradivarius,
la o orchestră de 14 oameni, uneori 13, uneori și mai puțin, depinde de repertoriu, dar ca și stat suntem 13 muzicieni plus pian. Și instrumente de coarde. Doar cors. Și în momentul în care am susținut primele concerte, mi-am dat seama că acești muzicieni care cântau cu noi sunt muzicieni foarte buni, foarte pregătiți, care lucrează în orchestre, în Olanda, în orchestre de renume. Ca de exemplu? Rezidenții Orchestre sau Concerthebouw sau Het Nederlands Symphony Orchestra. Și acești muzicieni au venit cu o mare plăcere să cânte în acest ansamblu, pentru că au și ei posibilitatea de a se pune în valoare ca și muzicieni. O orchestră mare de 60 de persoane, orchestră sinfonică, nu ți oferă această posibilitate. Însă, într-o formulă redusă, au ocazia să vină cu idei, au ocazia să fie și ei soliști într-un fel, pentru că nu sunt doar acompaniatori. Cu toții lucrăm în aceeași idee de a face muzică, de a face muzică de cameră, doar că uneori repertoriul îmi permite mie să fiu cel în față, alteori pianului, alteori doar corzilor. Și cred că tocmai complexitatea aceasta muzicală ne oferă libertatea de a putea face o muzică cât mai originală pe, să spun așa, pe tot mapa mondul, sper. Mai precis, unde ați cântat împreună cu camera? În primul rând în Olanda, bineînțeles, pentru că acolo s-a și născut orchestra, în Germania, în Belgia, în Franța. Anul acesta o să mergem într-un tur și în Spania, chiar săptămâna viitoare. Apoi urmează un tur în Asia, Japonia, Noua Zeelandă, o să urmeze din nou. M-am pomenit. Prietenii tăi din Camerata Stradivarius au vizitat România cu orchestra Concerthebouw, care tocmai a fost aici sâmbătă și duminică. Da, într-adevăr, au vizitat România chiar și în cadrul festivalului. Au mai fost câțiva din Camerata care au cântat în diferite ansambluri, chiar și din Germania. Și le-a plăcut foarte mult în România și chiar m-au sunat să mă întrebe când mergem și noi cu Camerata în România. Vrem și noi să venim să vedem Ateneu, să cântăm în Ateneu. Făcând o legătură cu festivalul UNESCO, a existat un ansamblu care are același stil de a cânta ca și voi, adică o orchestră fără dirijor. Era vorba atunci de disonans cu David Grimal. La voi cum este să cântați împreună fără a avea un dirijor? Tu ai doar un rol de lider, ca să spunem așa. Exact, un rol de lider. Cred că cu toții încercăm să aducem aportul nostru ca și muzicieni repertoriului pe care îl facem sau concertului pe care îl pregătim. Nu există o strictețe în a spune, spre exemplu, eu acum facem așa pentru că eu zic. Nu, cu toții avem un aport, chiar și basistul formației, de obicei nu prea întrebi basul, ar fi bine să facem așa sau ar fi rău. Dar în cadrul Cameratei întrebăm, pentru că sunt foarte mândru să am un basist atât de bun cu care să pot lucra, cântă ca pe cello, și atunci lucrăm împreună și încercăm, fiecare din muzicieni, dintre muzicienii acestui ansamblu, încearcă să-și aducă aportul personal și originalitatea lui. Da, așadar, Journey into Classical, într-adevăr o călătorie, aș numi-o și eu, în aceste 8 piese pe care le găsim pe CD. O ascultăm acum pe a doua, Present Ref, de Gabriel Fauré. Thank you.
Vezi în Rev, de Gabriel Fore cu Răzvan Stoica și ansamblul Camerata Stradivarius, o înregistrare de pe CD-ul Journey into Classical. Aceasta cred că este singura piesă într-o nuanță mai melancolică, nu de pe disc. Da, într-adevăr. Am ținut neapărat să existe și o piesă mai melancolică și o piesă care se rugă spre visare. Și cred că Aprea un Rev este piesa cea mai potrivită. Așa este. Ar trebui spus acum și că voi lansați acest disc în România în 25 septembrie cu ocazia unui concert. Andreea, trebuie să dai tu mai multe detalii despre acest concert. Da, vineri 25 septembrie vom lansa acest CD, Journey into Classical, la Palatul Bragadirul, la ora 20. Iar în concert vom cânta o parte din piesele de pe CD, dar în variantă pentru pian și vioară, plus alte piese de Tchaikovsky, Rondo Capriccioso de Saint-Saëns și încă câteva surprize. Am înțeles. Așadar, cine vrea să vă vadă live în România, și știu că sunt mulți care așteptau un nou concert al vostru după cel de la Muzeul Cotroceni din ianuarie, au șansa să vă vadă la Palatul Bragadiru. Am redenit numai pentru această emisiune, am văzut un alt interviu pe care l-ați acordat la o televiziune și întrebarea pusă, sau de fapt o discuție pusă în jurul ideii de vioara, respectiv pianul, o plăcere, o jucărie, o meserie. Ce este vioara pentru Răzvan Stoica? Vioara a fost la început o jucărie, a devenit o plăcere și ulterior a devenit o continuare a corpului, într-un fel, pentru că vioara e un lucru, să spun așa, lucru interesant. Pentru mine cel mai natural lucru de a face muzică este vocea. Vioara este cea mai apropiată de voce, pentru că felul în care, chiar și poziția ei, poziția viorii este chiar la nivelul corzilor vocale. Are legătură cu tot. În momentul în care tu te exprimi prin vioară, îți exprimi și stările și îți poți exprima efectiv ca și prin cânt, ca și prin voce. Numai că este un instrument din lemn cu corzi. Dar, ulterior, prin studiu și prin cântat, după mulți ani de zile, devine o prelungire a corpului și atunci nu cred că pot să-mi închipui viața fără acest instrument, pentru că e o modalitate mea de exprimare. În momentul în care vreau să spun ceva, mai bine pot să cânt decât să vorbesc. Mi-e mult mai ușor și cred că am o paletă mult mai largă coloristică de a spune ceva prin vioară decât prin cuvinte. Și pentru tine, Andreea? Pentru tine pianul a fost mai devreme a fost o jucărie, mai devreme. Da. A fost un obiect cu care m-am născut în casă. Pentru mine a fost ceva firesc. O plăcere. Inițial, ideea nu a fost să devină o meserie acest instrument. Ideea a fost așa, pentru a putea interpreta un vas de Chopin sau ceva absolut normal și frumos pentru cineva care are o cultură generală. Dar ulterior alegerea mea a fost să merg mai departe, pentru că nu pot să-mi imaginez cum ar fi fost altfel și nici nu știu dacă mi-ar fi plăcut să fac altceva. Mi-am pus de multe ori întrebarea dacă ce aș fi ales în locul acestui instrument sau în locul muzicii. Nu reușesc să-mi dau un răspuns nici acum. Este ceea ce mă reprezintă cel mai bine și iar de când a apărut și Răzvan în familie, ocupându-se și el foarte serios de acest capitol, chiar nu reușesc să mă gândesc, nici nu vreau să mă gândesc de fapt cum ar fi viața noastră altfel. A fost destinul vostru predesenat prin prisma faptului că la voi s-a făcut muzică în familie? A fost un plus, asta clar a fost un plus, pentru că altfel nu știu dacă ne-am fi apucat de așa ceva. Dar nu cred că a fost predestinat, a fost o alegere ulterioară. Nu, ideea principală a fost tatăl nostru fiind muzician, flautist. El nu ne-a obligat într-un fel să facem muzică, ba chiar ne-a spus, mai bine nu faceți muzică, faceți altceva, pentru că muzica e un pic altfel, e foarte diferit, să fii artist e un pic mai greu, un pic. Dar chiar am ținut noi să facem acest lucru și țin minte foarte bine că în momentul în care
am decis, spre exemplu, eu să mă apuc de viară și chiar să cântăm împreună când eram încă foarte mic, am spus, ok, dacă vrei să faci muzică, fă muzică, eu îmi te oblig, dacă îți place așa de mult, ok, dar dacă faci, să faci bine. Da, așa cum e. De fapt, orice facem ar trebui exact, să facem exact. Bine, nu? Mă gândeam, în cazul unui muzician, care este cel mai mare sacrificiu pe care simțiți că ar trebui să-l faceți ca să mergeți pe drumul acesta și care a fost cel mai mare avantaj în a fi muzician? La sacrificii mi-e greu să mă gândesc, pentru că nu consider niciun sacrificiu, nu consider nicio renunțare ca un sacrificiu pentru acest lucru, pentru muzică. Nu consider. Ai renunțat la lucru? Am renunțat, dar am renunțat voit, spre exemplu, decât să joc fotbal. Îmi prefera să studiez, dar nu pentru că îmi plăcea mai mult fotbalul, nu? Îmi plăcea mai mult să fac muzică. Renunțări. Nu prea cred că există. Există o mulțime de avantaje, în schimb. Există o mulțime de avantaje și, în primul rând, cum am spus mai devreme, avantajul de a putea să te exprimi, am observat chiar și ziua de azi, sunt foarte multe persoane care nu reușesc să se exprime într-un fel, într-o anumită manieră. Mulți se exprimă prin sport, alții se duc la sală, se duc la fitness și așa mai departe. Noi avem această ustensilă, muzica, pe care putem să o folosim în toate modurile posibile și e extraordinar, adică avantaje, da, sunt foarte multe. Și pentru reușești să transmiți orice mesaj vrei prin muzică. Nu știu, vis-a-vis de renunțări, nici eu nu știu, nu știu să răspund. Pentru că nu mi-am pus niciodată problema la ce am renunțat sau la ce renunț în favoarea muzicii. Dar avantajele sunt clar foarte multe. Ce este necesar ca să ajungi la marea performanță? Acum trebuie să discutăm și ce înseamnă marea performanță. Marea performanță, nu știu, pentru fiecare muzician cred că e diferită. Pentru un artist, cred că marea performanță este a ajunge într-acolo în momentul în care te trezești dimineața, să fii bucuros cu ceea ce faci. Și să fii bucuros că poți să transmiți ceva sau că poți să dai ceva mai departe. Că rolul tău, ca și muzician, nu se oprește în momentul în care s-a terminat concertul, sau în momentul în care te-ai urcat în avion să te întorci acasă. Nu. Rolul tău ca și muzician e mult mai mult. Ceea ce oferi mai departe, chiar și prin lecții, sau chiar și prin masterclass-uri, sau ce oferi tinerei generații, să spun așa, de muzicieni. Și atunci, asta spun. Nu știu exact ce înseamnă sau încotro se poate duce un muzician complet sau un artist complet sau cel cu o carieră extraordinară. Poate să ai o carieră extraordinară, să fii pe toate revistele și peste tot, dar să nu fii mulțumit prin ceea ce faci încă. Și să nu ai acea bucurie de a te trezi de dimineață, de a ști, în două zile trebuie am un concert, abia aștept pentru că acolo chiar pot să fac ceva. Pentru că faci lucrul ăsta, adică da. Te bucur. Da, mă bucur foarte mult și îmi plac pregătirile pentru concert, îmi plac repetițiile. Sunt multe persoane cunosc care nu le plac repetițiile, sunt obositoare, dar culmea, prin repetiție ajungem acolo, încercăm diferite modalități și atunci când ajungem la concert deja putem să facem acel maxim, să ducem cât mai maxim emoțiile noastre și ceea ce putem să transmitem. Până la urmă, acolo se rezumă tot, la momentul acela. În momentul în care vezi reacția publicului, știi dacă rolul tău într-adevăr și-a atins scopul, da, te văd. Nu puteți spune atunci că voi v-ați atins scopul, pentru că publicul reacționează nemaipomenit la fiecare apariție a voastră. Voi transmiteți o bucurie a facerii de muzică, pe care o am simțit-o, de exemplu, și în acest dans al Spiridușilor de Antonio Bazzini, pe care îl ascultăm acum. Piesa aia de Chrysler, că nu o să mai fie timp, da? Deci aia, mă rog, mai stăm puțin pe ea, dar mai vedem, da?
mă urmăriți voi, că eu o să încep să anunț concertul de Beethoven când o fi să îl dăm și dați voi skip atunci la el. Pentru pian cu Andreea Stoica și pentru orchestră cu Camerata Stradivarius, extras de pe albumul A Journey into Classical. Spuneam pe parcursul emisiunii că puteți să intrați în dialog cu noi, trimițându-ne mesaje pe wall-ul de Facebook al Radio România Muzical. Am primit unul și vreau să-l citesc pentru că mi se pare foarte ilustrativ pentru cum a fost perceput Răzvan Stoica și Andreea Stoica, cum au fost percepuți în România.
Mesajul este trimis de doamna Raluca Dinu. În anul 2014 am aflat întâmplător de Răzvan Stoica de faptul că era câștigătorul concursului New Talent în 2013 din Bratislava, dar și că acesta a cântat pe o vioară Stradivarius. Recunosc că am fost foarte curioasă să ascult live cum sună un Stradivarius, astfel încât am reușit să merg la concertul organizat la Sala Radio în octombrie 2014. Surpriza a fost să descoper un violonist extraordinar de talentat care ne-a fermecat pur și simplu cu interpretarea sa. Visul ne-a lăsat fără cuvinte. Am plecat de acolo fascinați. Continuarea a venit într-un mod firesc. L-am ascultat cu aceeași încântare în concertul de anul nou de la Muzeul Național Cotroceni, atunci când cu deosebită plăcere am descoperit-o și pe sora sa, talentata pianistă Andreea Stoica. Iar acum abia aștept cu multă emoție și nerăbdare concertul de vineri de la Palatul Bragadiru. Felicitări, Răzvan, și mult, mult succes pe viitor! Felicitări, Radio România Muzical, pentru că vă implicați în promovarea acestor talente. Mulțumesc, Raluca Dinu, un mesaj foarte frumos și emoționant, cred că sunteți de acord cu mine. Mulțumim frumos! Mie mi se pare important că voi veniți în România. Mulți, după ce au plecat, cum ați făcut și voi la studii, voi ați plecat în studenție, deci practic ai făcut conservatorul la Amsterdam, Răzvan, nu se mai întorc sau nu mai simt nevoia să aibă această legătură cu România. Voi de ce o aveți? De ce ați scos un disc, iată, la Universal Music România, precedentul vostru disc a apărut la editura Casa Radio, cuprinzând înregistrări făcute aici la radio, unele dintre ele pentru concursul New Talent despre care vorbea ascultătoarea noastră. Așadar, de ce această legătură cu România? Cred că pentru orice artist e important să se întoarcă la bază. Și într-un fel, ești născut în România și român. Căldura pe care o primești la un concert în România, prin publicul tău, pentru practic românii sunt publicul tău, cei care vin la concert, te încarcă de energie și te fac să mergi mai departe. Nu te simți complet până nu cânti și în țara ta natală. Practic, această energie, e adevărat, în orice sală de concert, chiar și la Conservă sau la Muzikverein, sunt săli extraordinare, un public extraordinar, într-adevăr. Dar există acel ceva, acel fir care nu se poate rupe cu țara ta natală. Și publicul din România este, într-adevăr, este extraordinar. E foarte cald și de fiecare dată când cântăm acasă, simțim acel mic fir intim, care nu se poate rupe, cum am spus. Da. Cum ar suna o recomandare din partea voastră vis-a-vis de acest disc? De ce l-ați gândit în piese scurte? Are o anumită dedicație, să spun așa, către publicul de astăzi? Are, într-adevăr are. Păi, chiar vorbeam cu Andreea. În momentul în care am terminat masterul de la acest CD, l-am ascultat pe drum între Olanda și Leipzig, între Amsterdam și Leipzig, am fost plecat cu mașina și am pus acest CD, acest master. Și cred că momentul cel mai bun este într-o călătorie, pentru că, practic, acest journey într-o clasică te duce până la o călătorie, plecând de la piese cum sunt Paganini sau Fore, până la piese mai puțin romantice, mai spre moderne, cum este Țigan de Ravel sau chiar și Piazzolla, tangurile argentiniene. Și atunci cred că este un disc, mi-am spus așa între noi, de mașină. Un disc care se poate asculta în mașină. Noi ca și muzicieni uneori nu ascultăm Mahler în mașină sau Brahms, pentru că ai nevoie de o anume stare pentru așa. Dar acest CD îți oferă această lejeritate de care te poate duce cu gândul spre alte meleaguri, spre visare. Și te lasă să-ți creezi propriile tale imagini. Tocmai de asta îmi și place discul acesta, pentru că are un flow din ăsta mai puțin greu, mai mult comercial, să spun așa. Dar rămânând totuși în sfera muzicii clasice, evident. Vorbește CD-ul acesta despre viitorul muzicii clasice, așa cum îl vedeți voi, pentru oamenii de astăzi? Da. Deci, cum este acest viitor? Acest viitor cred că ține un pic și de noi, să educăm într-un fel. Spre exemplu, anul acesta se fac 80 de ani de la nașterea compozitorului Arvo Pärt.
țin foarte mult ca în concertul meu, deși este un compozitor modern și nu este destul de accesibil, țin mult ca printre aceste piese mici, piese frumoase, să pun și o piesă, să introducem în repertoriu și o piesă gen Arvo Pärt, tocmai pentru a oferi și o altă latură a muzicii. Oamenii se poate îndrăgosti de ceea ce înseamnă muzica clasică și observ că din ce în ce mai mulți tineri vin la concert, există viitor pentru muzica clasică și cred că există peste tot, nu numai în România sau în Europa, sau nu cred că facem noi notă discordantă față de restul Europei, și sunt convins că oamenii vor veni la muzica clasică, vor veni să asculte muzica clasică, vor veni la concerte în continuare, dar chiar în număr mai mare. Da, și noi sperăm acest lucru, nu? Noi cei de la Radio România Muzical, vorbeai de Arvo Pärt, care într-adevăr se regăsește des în programele tale, iată un alt compozitor al secolului 20 și în programul acestui disc, Journey into Classical, este vorba de Astor Piazzolla, foarte îndrăgit de altfel. Ați inclus pe acest disc Iarna la Buenos Aires, o piesă din anul 1970, pe care noi o ascultăm acum. Auzi, eu nu văd ceasul. Mi-ar trebui să fac pe această muzică o încheiere, astfel încât să putem să ieșim, să băgăm Beethoven la și 44, ca să putem să terminăm la fix, la 20-30, da? Îmi dai tu un minut, că eu nu văd ceasul ăsta deloc din cauza, da? Îmi dai tu un fasem și eu încep să vorbesc pe el și eu... A? Perfect. Deci, eu trebuie să și anunț... ceva, deci nu te știu dacă mai avem 2.30. Dați aici ceas. Cred că mai am cam un minut, nu? Da, deci mai lăsăm un minut asta, mi-o dai să vorbesc, mi-o tragi tu pe sub mine, mi-o tragi pe sub mine repede ca să poți să bași pomă Beethoven când anunț, da? Să pun acel concert de Beethoven în finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc, Răzvan Stoica, Andreea Stoica. Ar fi de amintit încă o dată că albumul Journey into Classical este inclus și în campania Radio România Muzical Votează discul de muzică clasică al anului 2015, campanie pe care o derulăm pe site-ul romaniamuzical.ro. Acolo numai ascultătorii dau note albumelor intrate în concurs și numai votul ascultătorilor desemnează discul de muzică clasică al acestui an. Eu cred că discul vostru are șanse serioase, nu? Eu sau cel puțin sperăm. Aș vrea să amintesc că ceea ce veți asculta în continuare, concertul, dificilul concert, unicul concert pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven, este o înregistrare din 8 octombrie 2014, când violonistul Răzvan Stoica a deschis stagiunea orchestrei de cameră radio, dirijată atunci de Gerd Schaller. Încheiem cu această amplă lucrare pentru a arăta că Răzvan Stoica nu este doar violonistul care face CD-uri cu piese mai scurte, el este la fel de impresionant și într-un concert de Beethoven. Așadar, ne despărțim aici, sunt Cristina Comandașu, toate bune! Cum stăm cu timpul? E ok? Sau am depășit puțin? Putem recupera? Următoarea emisiune are fix 30, se recomandă mai mult. De la adagietul acolo, zona aia, da? Ok.